Ministrul de internă a numit azi un nou șef interimar în fruntea jandarmeriei. Ieri, Carmen Dani a cerut președintelui României să avizeze definitivatul lui Sebastian Cucoș, dar Claus Iohannis a refuzat până când va fi definitivată ancheta privind violențele din 10 august. De azi însă, jandarmeria are o nouă conducere interimară pentru încă șase luni. Noul șef numit este Ionuț Cătălin Sindile. Această decizie a fost luată având în vedere importanța sarcinilor ce revin Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, precum și necesitatea asigurării cu celeritate a actului managerial, au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor interne printr-un comunicat de presă. Noul șef interimar, Ionuț Cătălin Sindile, are 40 de ani și este originar din Teleorman. A absolvit Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și are o vechime de 18 ani în jandarmeria română. În 2010 a fost decorat de Treian Băsescu pentru înaltul profesionalist dovedit în timpul executării misiunilor internaționale din Kosovo. Acesta a mai participat și la proiectul Sprijin pentru dezvoltarea gârzii naționale din Ucraina, în cadrul căruia a pregătit peste 70 de ofițeri și subofițeri. Jandarmeria română nu are un. Un șef stabil de un an. Sebastian Cucoș a beneficiat de două mandate pe perioadă determinată, iar numirea unui nou interimar a fost făcută pentru că acesta nu mai avea dreptul să fie numit și a treia oară.